Un deținut de la Colibaș a ajuns conștient la Spitalul Județean Argeș, unde a fost supus imediat unei intervenții chirurgicale. El și-a înfipt un cuțit în gât în timp ce se afla în celulă. Le-a spus medicilor că nu a fost ținta unui atac din partea altui deținut, ci a vrut să se sinucidă. Bărbatul se afla în pușcărie pentru că în noaptea de 31 august spre 1 septembrie, alături de fratele lui de 26 de ani, ambii din comuna Sinești din Vâlcea, au furat dintr-un magazin țigări în valoare de 6.000 de lei. Au fost acuzați de furt calificat. Tânărul a mai fost condamnat în trecut tot pentru furt și a mai fost închis la penitenciarul de la Găiești, asta chiar de când era minor.